M-am tot gândit, citind Sfintele Scripturi, că prea puțin am predicat despre iertare. Și vreau să vă spun că rugăciunea pe care Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos, mi-o lasă pe Sfintele Scripturi și are o refacere recomandare. Și Dumnezeu spune că dacă voi iertați, iert și eu. Dacă voi nu iertați, nu iert și nici eu. Deci, condiția pe care Domnul Iisus o pune fiecare dintre noi este să ne iertăm unii pe alții cu Hristos și a iertat biserica lui. Și a dat viața pentru ea. Cuvântul ăsta din Matei 26:28 vorbește despre sângele Domnului. La cina Domnului, noi stăm la masa Domnului ori de câte ori stăm la începutul lunii, ce face de fapt? Vestim moartea Domnului până când va veni El. De fapt, în Geneză 3:15, din cauza că omul n-a ascultat, Dumnezeu a pregătit un izbăvitor care să ne izbăvească de sub blestemul neascultării. Pentru că știm cu toții că Adam și Eva au fost așezați de Dumnezeu în Eden cu scop precis. Să lucreze grădina, să mănânce din toți pomii afară de pomul cunoștinței binelui și răului și să păzească grădina. Și aceștia doi primesc porunca Domnului, dar o calcă șarpele, care era cel mai șiret dintre vite, dintre animale, vine la perioada de oameni și pune o întrebare. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Adică Satana îl înfruntă pe Dumnezeu prin cadrul creației. Prin cel pe care l-a creat Dumnezeu. Prin asta vine Satana. Și zice, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și că mi-a zis, putem să mâncăm din toți pomii, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mâncăm, pentru că atunci când vom mânca din el, vom muri. Și știm cu toții că pomul era plăcut la privit, de dorit, ca să deschidă mintea cuiva și pe Eva, Satana a devenit-o și a luat de rot. A mâncat și a dat și soțul ei. Și din momentul acela, Dumnezeu transmite prin Duhul Sfânt prorocia Geneza 3:15 vrășmășii voi pune între sămânța femeii și sămânța șarpelui aceasta îți va zdrobi capul iar șarpele va zdrobi călcâiul. Uitându-mă la acest cuvânt m-am tot gândit ispășirea, salvarea mea, salvarea voastră ați realizat cum se înfăptuiește prin vărsarea sângelui Fiului Dumnezeu și cu profeția aceasta de fapt ni se deschide nouă calea de salvare, iertare, mântuire, răscumpărare din felul de șer de nesuire. La cina Domnului, de fapt, ce face? Comemorăm moartea Domnului până când va veni El. Și Domnul Iisus Hristos spunea că El a venit să-și dea viața pe nevol. Ca prin moartea Lui pe cruce, noi cei mulți să fim ispășiți, să fim spălați, să fim curățiți, să fim albiți, să fim scoși din felul nostru de șer de nesuire care am trăit și aduși la o viață nouă împreună cu El. Deci, conceptul central al mântuirii mele și al mântuirii voastre se găsește în Sfânt Sângele Domnului. Sângele Domnului Iisus Hristos mă curățește de orice păcat. Dacă în vechime sângele unui țap, unui berdeac, unui taur acoperea păcatele noastre. Acum în Noul Testament sângele lui Iisus Hristos îndepărtează vina păcatul nostru. Adică o spală, o curățește, o îndepărtează. Și vreau să vă atrag atenția. Nu citesc ca să câștig timp. În cartea Evreilor 9:13 spune dacă sângele unei vaci stropite
s-au uitat că mi-i pierdem. Vă curățește trupurile cu cât mai mult n-au ocupat și pe sângele meu vă curățește cugetele. Atenție! Sângele animalelor din vechime curățeau trupurile. Sângele lui Iisus Hristos curățea cugetul. Unde este legea Domnului întipărită? În mintea mea! În mintea ta! Și vreau să vă spun că pe Domnul interesează. Îi aparține mintea mea lui? Îi aparține cugetul meu lui? Pentru că noi vorbim în demnul Duhului Sfânt, nu? Vorbim în azi de Duhul Sfânt. De unde? Din lăuntru inimii. Și inima omului este mintea. În minte sunt scrise legile lui Dumnezeu. Și vreau acum să insist puțin. Pentru că stăm la masa Domnului ziua de astăzi. Și vreau să vedem importanța sângelui pe care Iisus l-a vărsat pe lemnul de cruce în Calvar. De multă vreme am vrut să predic despre acest lucru, dar nu mi s-a oferit ocazia. Acum Domnul mi-a pus în inimă să vorbesc și voi spune foarte clar. În Matei 26-28, cuvântul spune așa, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatului. Vreau să vă întreb acum de voi care mă ascultați. Ioan Botezătorul, când iese în pustia iudeii să predice Evanghelia, ce spunea Ioan Botezătorul? El spunea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. 2. Eu vă botez în apă spre iertare, spre pocăință. Botezul în apă nu-i spălare de întinăciuni. De întinăciuni ne curățește sângele lui Iisus Hristos. Și aș vrea fiecare din noi să se verifice atunci când stai la masa Domnului. De fapt, ce faci? Mănânci și bei din trupul și sângele Domnului. În momentul în care bei sângele Domnului, cum spunem acolo, paharul binecuvântat pe care noi îl binecuvântăm este sângele meu. Domnul Iisus Hristos, cu toate cuvinte, spune că paharul pe care noi îl împărțim între noi la cina Domnului este legământul cel nou făcut în sângele meu. De fapt, Iisus Hristos când moare în Calvar, învie, Biblia spune că atunci, de fapt, a avut loc nașterea noului legământ. Noul legământ nu putea fi fără vărsare de sânge. Iisus, ca mare preot și în același timp, ca miel de Paști, și-a dat viața benevol. Și acum vreau să mă uit, iertarea este necesară, fiindcă noi am păcătuit. Care din voi n-ați păcătuit? În Cartea Romanilor 3:23 spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava viitoare. Pentru păcat, Dumnezeu a pregătit curățirea, remediul. Și curățirea nu face faptele mele bune. Nu face cucernicia mea. Nu face milosteniile. Unii oameni cred că pot să-și câștige iertarea păcatelor prin dărnicii, prin milostenii. Vreau să vă spun foarte, foarte clar. Nu te pocăiești, nu crezi în puterea sângelui, nu ai iertare. Iertarea este condiționată de credința mea în ce? În sângele lui Iisus Hristos, care mă curăță de orice păcat. Sângele lui mă curăță de orice păcat. Când? Când cred. Și când cred eu că Iisus este Domnul, este Mântuitorul meu, că cel a murit și a înviat și este viu. Când cred? În momentul în care l-accept pe El ca Domn și Mântuitor și îl chem în viața mea și rog, Iisuse, vină în viața mea. Vreau ca ființa mea să devină templu sfânt al Duhului Sfânt în care Tu să poți locui. Eu și tu, scumpule, care mă asculți, ne-am născut biologic în nelegiuire. Ne-am născut biologic în păcat. Vreau să vă spun foarte clar.
Dacă sunteți familiști și aveți copii, copiii voștri sunt necurați. Până când voi vă mântuiți, sunt necurați. Din ce cauză? Biologic. Nici un om măcar nu s-a născut neprihănit. În nelegiuire și în păcat m-a sămislit mama mea, spune împăratul David. Și acum mă uit la cuvântul ăsta. Iertarea este necesară, fiindcă noi am păcătuit, am nimicit legătura noastră cu Dumnezeu, ajungând supuși o sinde. Vreau să vă spun, cine a păcătuit? În grădina Edenului, Adam a mâncat din rodul oprit din mâna soției. Acolo apare prima învinuire. Nu eu, șarpe. Nu eu, Eva. Nu eu. Te întreb acum, de unde moștenim noi învinuirea? Când întrebi un copil, tu ai făcut lucrul ăsta? Nu. Când întrebi un om matur, tu ai făcut? Nu. Acest lucru a început încă din Eden. Și uitați-vă aici, cuvântul Domnului, de iertare, pentru că ceară de nostru. Și noi avem o datorie să iertăm greșiților noștri, precum și greșiții au datorie să ierte, da? Vă întreb eu acum, iertare, propriu zisă, nu poate fi înfăptuită de altcineva, de altceva, decât de credința urmată de pocăința în sângele lui Iisus Hristos. Crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Iisus și-a dat viața? Crezi că Iisus a înviat? Crezi că Iisus este la dreapta lui Dumnezeu? Crezi că Iisus va reveni? Sângele vărsat pe cruce în Calvar m-a spălat, m-a curățit de orice păcat. Al viitor ca sângele lui nu există. În cartea Isaia, capitolul 1, cuvântul spune acolo, veniți totuși să ne judecăm. De vor fi păcatele cum e cărmâzul, se vor face mai albe ca zăpada. De vor fi ca purpura, se vor face ca lina. De veți voi și veți asculta, veți mânca cel mai bune roade. De nu veți voi și nu veți asculta. De sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Și acum te întreb, conștientizez că Iisus Hristos, dacă n-ar fi murit pentru păcatele omenirii întregi, noi n-am fi avut iertare, pentru că sângele animalelor, taurilor, tărbecilor, care le-a adus, nu făcea altceva decât acoperea păcatele. În schimb, sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Iertarea este necesară, fiindcă noi am păcătuit. Noi am nimicit legătura noastră cu Dumnezeu, ajungând supuși o sânde. Păcatul, ca rezultat al înfăptuirii lui, aduce moarte. Și vreau să spun foarte clar, dacă nu crezi în puterea de curățire, sfințire, albire, îndepărtare a vinii tale prin Sfânt Sângele Lui, nu poți fi mântuit. Iisus Hristos predică după Ioan Botezător. Ioan face predica din Matei 3, în care spune că El este gura celui ce vine după El. El sunt glasul, glasul care strigă în pustie. El spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marea trimitere din Cartea Evangheliei după Matei 28 spune răspicat în Marea trimitere că cei care sunt trimiși de Dumnezeu să vestească Evanghelia. La orice făptură. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit, cine nu, o sândi. Mergeți în toată lumea. Vestiți Evanghelia. Și Evanghelia pe care eu o vestesc nu-i de o vârșie omenească. Este Evanghelia lui Hristos. Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâi a iudeului, apoi a grecului. Și această Evanghelie este infailibilă, este fără greșeală, pentru că a fost scrisă de către Duhul Sfânt.
Iertarea păcatelor după bogățiile harului său. În Iisus avem răscumpărarea. Nu este dat oamenilor un alt nume sub soare în care se capătă răscumpărarea, mântuirea, decât Iisus Hristos. Glorificat să fie numele. Și acum vreau să mă uit aici. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său. În momentul în care Iisus predica în Ioan ucenicilor Lui că trupul Lui e adevărata pâine din cer care se dă lumii, ca cine mănâncă să aibă viață, cine nu mănâncă să n-aibă viață, ucenicul îi preia doctrinica asta. Și l-au părăsit majoritatea. Cei 12 au rămas lângă El și Iisus întreabă Petru, dar voi nu vă duceți? Unde să ne duce? Aleluia. Pentru că la tine am găsit cheile împărăției cerurilor. Și acum Iisus Hristos, când face aceste afirmații șocante, că trupul meu este pâinea din cer care îl dau să-l mâncați. Și oricât câte ori stați la masa Domnului, ce faceți de fapt? Mâncați din trupul Domnului și beți din sângele Lui. Ce facem de fapt? Ne aducem aminte că Iisus Hristos este mielul care ridică păcatul lumii întregi, de care Dumnezeu l-a pregătit înainte ca să existe. Și voi, Domnul Iisus scrie în cuvântul Lui, înainte ca să fie un copăcel, ca să fie în natură, ca să fie animale păsări, eu eram. Eu îmi găseam plăcerea în fiul oamenilor. Eu făceam ocol pe protocolul Pământului. Și vreau să vă spun că Dumnezeu face omul, îl face după chipul și asemănarea Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dumnezeu este egal cu Iisus. Iisus este egal cu Duhul Sfânt. Iisus este egal cu Dumnezeu, Duhul este egal cu Dumnezeu. Și acum vă întreb, trei egal, dar într-unul singur. Domnul să ne binecuvânteze. În Coloseni 2:13, cuvântul spune așa, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Nu poți fi mântuit. Nu poți fi împărtășit cu Dumnezeu până când nu crezi că Iisus Hristos și-a vărsat sângele în Calvar ca prin credința ta în sângele Lui să capeți iertarea păcatului, să capeți îndepărtarea vinii. Niciun om nu poate veni la mântuire neatras de Tatăl. Tatăl este Cel ce m-a găsit, te-a găsit și ne-a găsit pe fiecare din noi. Și vreau să vă atrag atenția. Cum eram eu? Cum erai tu? Eram mort în greșeli. Mort în fărădăreci. Dar El, în dragostea Lui, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Și când a iertat toate greșelile? Când eu l-am declarat pe Iisus Domnul și Mântuitorul meu. Vreau să vă atrag atenția. Trebuie să-L declar în primul rând Domnul. Vreau să vă întreb acum. Domnește El în viața voastră? Sunteți voi locuiți de Duhul Sfânt? Pentru că El vine în viața mea prin Duhul Lui. Cel strigă Abba, adică Tată. Și când strigi Abba, adică Tată, fiecare trebuiește să se depărtească de frădelege. Și acum vă întreb, dacă nu te-ai pocăit, dacă nu crezi, dacă nu te-ai născut din nou, crezi că ești iertat? Domnul, când face vindecări, Iisus Hristos, mă uit la slăbănocul din Marcu 2:5, până la 11 verset, acolo, un slăbănoc este adus de 4 inși cumpat și scomorât prin tavan în fața lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos, când le vede credința la cei 4, primele lui cuvinte au fost, păcatele îți sunt iertate. Din ce cauză? Pentru că le vede credința. Și fariseii, învățătorii legii, pun întrebarea, cine este ăsta?
De iartă păcatele. Unul singur poate ierta păcatele, Dumnezeu. Și atunci le spune, ce este mai greu să spui? Scoală-te, ridică-te și ia sfatul? Sau păcatele sunt iertate? Dar ca să știți că Fiul omului are putere. Și eu spun, scoală-te, ridică sfatul și umblă. Și scoală-te. Nu s-a sculat acest slăbănoc până când n-a văzut Iisus credința. Credința în Iisus era în ei. Ei din cauza că știau că Iisus e pâinea din cer. Iisus predica acolo și ei l-au slobozit printre tavan în fața lui. Mă uit la fiecare din voi. Credința e o puternică încredere în lucrurile nădăjduite. În lucrurile care nu se văd. Mulți cred că ceea ce văd e credință. Nu, ai nu credință. Ai speranță. Ceea ce crezi nu se vede. Și Dumnezeu vrea să spună, crezi că eu sunt chiar lângă tine. Aleluia. Eu sunt chiar lângă ușa inimii tale. Crezi că eu bat la ușa inimii tale. Crezi că eu vreau să schimb destinul final? Eu nu vreau să ars. Eu nu vreau să ajung în viață cu foc. Eu vreau să fii mântuit. Am tras niște idei din acest verset și vreau să mă uit la prima dintre ele. Iertare Dumnezeu implică neluarea în considerarea păcatului care a fost săvârșit. Găsiți pe astră în Biblie undeva că Iisus Hristos îi spune vreunui om păcatele? Găsiți? Nu. Nicăieri. Uitați-vă la slăbărogul ăsta. Când îl aduce în fața lui, nu-l chestionează. Bă, ce-ai făcut? Bă, ce-ai făcut? Nu. Ce spune? Păcatele sunt iertate. Scoală-te, ridică sfatul și umblă. Acum vreau să întreb pe tine. Vezi, iertarea Dumnezeu implică neluarea în considerare a păcatelor. Care dintre noi nu luăm în considerare păcatele? Cum ne greșește careva? Pentru că nici are iertare, îl dăm. Dar nu uităm. Dar nu uităm. Mereu ne minte chipul acela, cum aș putea să mă răspunde el? Ți-l dau înapoi. Vreau să spun, nu-i gândul Domnului ăsta. Domnul ce-am iertat eu, ați iertat și voi, nu? Ce iertați voi, iert și eu. Nu iert eu, nici Domnul nu iartă. E foarte dens. Acum, ești dator să ierți? Stă la masă Domnului. Biblia spune că pe de-o parte, atunci când se frânge pâinea, ce face de fapt? Vestim moartea Domnului, suferințele Domnului. Iar pe de altă parte, ne cercetăm pe noi înșine, dacă putem sta la masă. Și acum mă întreb, dacă eu n-am dat iertare, pot sta la masă? Nu. Biblia spune, dacă știi că are cineva ceva împotriva ta, lasă-ți da la altar, du-te de te împacă cu el și apoi vino. El spune, dar nu-mi dă iertare, nu te suferi. Tu faci o Dumnezeu. Tu ce ai eu? Dacă nu dă treaba lui, problema este că ai făcut ce Dumnezeu și pentru treaba asta Dumnezeu spune, iert. Iert ființa ta. Dau un exemplu. Martele cu cinci ani de oameni înainte de mă la cuvânt. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocului, Fiule, păcatele îți sunt iertate. Fiule, cuvintele astea îmi spun mie, că de la acel om e mântuit. Când merge tata lui, fiica lui Efca, merge pentru că fata lui era bolnav, 12 ani, în momentul în care vine la el, se spune, vino de grab! Că moare fica. Prin mulțime, o femeie cu scurgeri de 12 ani, gândează gândirea ei, numai să mă pot atinge. De poate de creștinte lor, fica lui Iair. Numai să mă pot atinge. Mi-i destul. Bani mi-am cheltuit la doctor și nimic. Din potrivă, starea mea s-a agravat mai mult. Și în mulțimea care mergea spre casa lui Iair, femeia asta merge din apoi, ia atinge pe la haine. Și în momentul ăla din Iisus este o putere. Aleluia. Și Iisus se oprește și pune întrebarea, cine s-a atins de mine? Și ucenicii încep să-l dojenească de aceea. Mai prin întrebări, mulțimile te împânzesc. Nu, nu! Din mine a ieșit o putere! Aleluia. Și cea care în urma atingerii a constatat vindecarea, a simțit că i s-a oprit scurgerea. Izvorul Iisus nu mai curgea.
am mers tremurând în fața lui și i-a spus, eu, fiindcă credința ta te-a mântuit. Ce spune cuvintele astea? Credința ei, că doar să mă ating de poalele știintelor lui și voi fi vindecată. Domnul spune, fiindcă mântuirea a intrat în viața ei. Domnul fie să-L lăuda. Alt exemplu, femeia prinsă în preacurvie, Ioan 8:11. Păpânii locului au adus-o la Iisus și-o ghineau. Am prins-o chiar când se vârșea fără de lege. Ce zici tu? Că în lege e scris. Că cine-i prins să fie urât, nu cred. Și Iisus fie cu lege după mânt. Ioan 8:11. Când Iisus spune cine-i fără păcat, să arunce primul cu piatra în ea. Și toți au ieșit rușinați. Nu mai luat și unul. Destul de privirea spre ea și zice cuvintele astea din Ioan 8:11. Nimeni, Doamne, ei s-o întreabă, nu eu sunt ea? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus a zis, nici eu aleluia. Nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Nici Iisus nu ține seamă de vremurile de neștiință în care tu și eu am păcătuit deliberat. El poruncește astăzi tuturor oamenilor să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi când a judecat tot omul, prin omul rânduit pentru aceasta, omul este Iisus Hristos. La fapte 17:31. Iertarea lui Dumnezeu implică izbăvirea celor păcătoși de pedeapsa veșnică. Vrei să fii la masă împreună cu Domnul? Vrei să stai în prezența Lui, în sfințirea Lui în cer? Domnul Iisus Ioan 14 spune că mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc că acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă nu ar fi așa, nu v-aș fi spus. Dar mă duc să vă pregătesc un locaș. Că acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. Vreau să vă întreb. Vrei să fii în prezența Lui? Vrei să stai la masa Lui? Vrei să șteargă lacrimile? Vrei să-ți vindece inima? Astăzi nu se întâmplă inima. Astăzi cheamă în inima ta și El va veni. În exemplu, în Roman 5:9. Deci cu atât mai mult, acum când suntem socotiți neprihăniți, prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia viitoare. Acum suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui. Vă întreb, Iisus când și-a vărsat sângele în Calvar, declarația Lui pentru cel tâlharul din dreapta lui care a fost. Astăzi îți spun, vei fi cu mine în Rai. Ce-a făcut acel tâlhar de cruce? Doamne, când vei intra în împărăția Ta, adu-ți aminte și de mine. Domnul vrea astăzi să-ți testeze credința. Iubești pe Domnul? Amin. Iubești numele Lui? Iubești jertfa Lui? Pentru că Domnul spune, vai! E cel prin care vine prilej de păcătuire. Pentru a fi fost la mine să nu să fii născut. Cine calcă în picioare sângele, legământul cel nou, făcut în sângele Domnului Hristos. Domnul se necontează. Amin. Iertarea Dumnezeu implică prin primirea lor. Nu primești iertare, nu ești primit, nu faci parte din trupul lui binecuvântat. Și eliberarea de sub robia păcatului și a morții și mutarea în împărăție. Când Dumnezeu îți iartă vina păcatul, te-o primit. Iisus Hristos spune că pe cel ce vine la El, nu-L izgonesc afară cu mâinile goale. Îl primesc. Vrei să fii în prezența Lui? Amin. Vrei să vii la El? El caută, bate la ușa inimii, dar îl forțează. El vrea ca tu să-i deschizi. Iertarea Dumnezeu implică înnoirea întregii persoane și promisiunea vieții veșnice. Vreau cu trupul, cu sufletul și Duhul să-L slujesc pe Domnul. Așa. Și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin. În Luca 23:43, Iisus a răspuns. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai. Aleluia. Cine e acesta care are putere să spună adevărat? Iisus Hristos. Aleluia. Pentru a dobândi iertarea, simt necesare, pocăință, credință, mărturie.
mărturisirea păcatului. Deci ca să capeți iertarea Domnului, nu capeți dacă nu te pocăiești. Nu capeți dacă nu crezi. Nu capeți dacă nu mărturisești păcatul. Prin mărturisire cu gura se ajunge la neprihănire. Cum vor crede în Hristos fără propovăduitor? Se pune întrebarea romană. Propovăduitorul vorbește cuvintele Domnului. Prin auzire vine credința în inimă. Și vreau ca Domnul să-ți dea credința aceea, să crezi că Iisus a părăsit slava Tatălui cu scop precis. Ca tu și eu să fiu împreună cu El moștenitor ai slavei. Glorificat să-i fie numele. Amin. Pentru că Dumnezeu se poate extinde iertarea, se cerea vărsare de sânge. Dacă Iisus Hristos n-a fi murit, nu și-ar fi vărsat sângele pe cruce în Calvar, nici El, nici voi n-am fi fost spălați, curățiți, albiți, înnoiți de vechile noastre păcate. Și acum vă spun Dumnezeu, la cartea Evreilor 9:14, cuvântul spune așa, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeu cel viu. Dacă animalele dau o vita scopită, curățea trupul. Aici sângele lui curățește cugetul. Vreau să vă întreb, Dumnezeu îți cunoaște gândurile, îți cunoaște cugetele. Înainte ca să-ți iasă cuvintele pe buze, cunoaște copii. Ce faci în fața acestui Dumnezeu? Până când vrei să tot amâni? Domnul vrea astăzi să-ți deslege legătura în obihie. Să dea o parte de saga grea, care te trage în jos și care nu te lasă să ajungi la pomul vieții. Pentru că Domnul spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, dar împreună cu mine lucru mare. Și acum uit, Sfântul lui Iisus este conceptul central al mântuirii. S-a vărsat sângele pentru tine. Crezi în puterea de purificare, de curățire, de îndepărtare, de sfințire a sângelui lui? În 1 Corinteni 10:16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășia cu sângele lui Hristos? În momentul în care noi împărțim paharul printre noi, ce facem de fapt? Suntem în împărtășie cu Hristos. Cel ce mănâncă și bea, trăiește, pentru că își trage seva din el. De aceea spune cuvântul, cine nu mănâncă și nu bea, nu are viață. E mort. Cine mănâncă și bea, are viață. Pentru că viața curge din el. Mlădițele pot aduce roadă de spărțeleviță. Nu pot. Ioan 15:6. Unde spune fiul la viței și a mlădiței. Vreau să spun, dacă suntem altoiți în viță, aducem multă roadă și roada noastră rămâne. Rămâne. Domnul să ne binecuvânteze. De paharul pe care luăm la cea Domnului simbolizează moartea lui Hristos și suferința sa însuși ispășitoare pentru oameni. Te întreb acum, realizezi că este vorba despre moartea lui Hristos și suferința sa? Sângele lui. Sângele, în Biblie spune că să nu mănânci sângele, ci grăsimea. Pentru că astea sunt viața. Viața. Și viața ai voie să o mănânci. Și Domnul spune că cine o mănâncă să moară, să fie nimicit din popor. Mulți în vremea asta taie animalele și opresc sângele. Vreau să atrag atenția. Sângele trebuie să stupac pământ. Dar acum la sângele lui Sfântul Iisus ne uităm. Simbolizează moartea lui Hristos și suferința asta e spășitoare pentru oamenii păcătoși. Dacă eram voi neprihăniți, trebuia să vină Iisus? Nu trebuia. Iisus a venit pentru cei păcătoși. Cel din tâi, zice Pavel, sunt eu. Iar la rândul meu spun că sunt eu. El și-a vărsat sângele Calvar ca nimeni să nu moară. Ci toți ai de viață veșnică. Și Domnul să ne binecuvânteze pentru aceasta. Amin. Împărtășirea cu sângele lui Hristos se referă la părtășia, la mântuirea dobândită prin moartea lui Hristos. Mântuirea este dobândită prin moartea Lui. Când stă la masă, stăm în părtășie. Ce facem de fapt? Vestim moartea Lui. Când stă la masă, noi care suntem mulți, formăm trupul Lui binecuvântat. Trupul Lui binecuvântat e compus din noi toți.
care nu încheia legământ, în apa botezului, sau botezul Sfânt, sau Andrei Boteze, și el spune că stăm la masa lui, vestim moartea lui cu el. Paharul ne prezintă Sfântul Hristos, vărsat pe calvar, pentru pecetuirea noului legământ. Noul legământ a fost instituit în calvar. În momentul în care Iisus Hristos și-a dat viața pentru mine și pentru voi, și când Iisus Hristos a strigat în calvar, Eli, Eli, la masa Bactanii, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iisus Hristos l-a pus pe Tatăl întors. Tatăl s-a întors față de la El, pentru că El era încărcat, îmbrăcat cu păcatele mele și păcatele voastre. Acum mă uit la voi. Legământul cel nou s-a instituit odată cu moartea Lui pe calvar. Domnul fie să-mi și-o da. La moartea Sa pe cruce, Hristos a dat sângele Lui neferit pentru a șterge păcatele noastre și pentru a ne împăca pe noi cu Dumnezeu. El, de fapt, și-a dat viața pe nevoie. Îmi dau viața. El și-a dat viața. Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos pentru mine și pentru voi. Dar Iisus Hristos spune, eu îmi dau viața, eu mi-o dau de nevoie. Nu mi-o dă nimic, nu mi-o dă nimic, fără să spune doar, eu dau. Și acum vreau să te întreb, ce cadou mai mare ca ăsta, ca Dumnezeu, în luna decembrie, să-L dăruiască pe Iisus pentru mine păcătos, pentru tine păcătoasă. Și tu, la rândul tău, înțelegi că trebuie să oferi cadou. Pentru că Iisus spune că luna aceasta e luna cadourilor. Dumnezeu a dat cea mai scumpă pe singurul Fiu. Tu ce dai? Tu ce ai? Ce faci? Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Prin sângele Lui au fost realizate următoarele lucruri. Sângele Lui, ce face? Iartă păcatele tuturor celor care se pocăiesc și cred. Nu iartă păcatele celor ce nu se pocăiesc. Poți să te zici iartă, 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 iartă. Nu, nu. Și când te pocăiești, ce faci de fapt? Îl recunoști pe Iisus ca Domn și ca Mântuitor. Recunoști că ești păcătos și că ai nevoie de iertare. Duhul Sfânt te convinge că ești păcătos. Că vei sta la judecată într-o zi și că Dumnezeu Domnul Iisus este neprihănitul prin care capeți și iertare și păcare. Ioan 16:8 spune că Duhul Sfânt dă vilea păcatul, neprihănirea și judecata. Și vreau să vă întreb, păcatul? Toți ne-am născut în păcat. Toți avem nevoie de spălarea pe care o face Duhul Sfânt, de curățire, de păcare, de vindecare. Toți trebuie să recunoaștem că Iisus este Fiul neprihănit. Amin. Al lui Dumnezeu. 100% om fără păcat și 100% Dumnezeu. Toți vor trebui să ne învățăm în fața Marelui Tron al lui Dumnezeu. Să dăm socoteală pentru binele sau răul pe care am făcut când trăiam în trup. 2 Corinteni 5:10. Vă întreb, nu vă spământă? Vine ziua în care sângele Lui pus peste cei care sunt credincioși, mântuiți, salvați, izbăviți, iertați, ne va feri de judecata finală, de prăpădul final. Dar cei care nu ne acceptă viața lor pe Iisus ca Domn și Mântuitor, va spune, la stânga, vom veșnă. Domnul să ne păzească la aceasta. Sângele Lui îi răscumpără pe toți credincioșii de sub puterea satanei și de sub puterea diavolului. Sângele Lui mă ocrotește de sub puterea diavolului. Diavolul este stăpânitorul acesteia și caută el să rupă, să nimicească, să piardă, să distrugă. Asta caută el. Și sângele Lui, în momentul în care este cu sângele Lui peste ființa ta, tu ești păzit, ocrotit de puterea cea mare care este Dumnezeu, glorificat să-i fie numele. Amin. Sângele Lui Hristos îndreptățește pe tot cei ce se încred în El. Sângele Lui ne mântuiește, cu alte cuvinte, de toți care se încred în El. Prin credința din inimă se ajunge la neprihănire. Mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Prin mărturisire cu gura. Ce faci? Îl declarăm pe Iisus Domnul și Mântuitorul nostru. Glorificat să-i fie numele. Amin. În viața ta a avut loc acest lucru? Mulți zice, dar pentru ce să mă botez? Că am fost botezat când am fost mic. Nu ai fost botezat când am fost mic. La Iordan, la Ioan, mulțimile veneau și-și mărturiseau păcatele. Și după mărturisirii păcatelor,
Ioan le oficia botezul Domnului Testamentar prin scufundare, în numele Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și învăța să păzească tot ce le-a învățat. Pentru că în Cartea Romană, în Cartea Evanghelie după Matei, 28, 19 versetul, și învățați să păzească tot ce v-a spus. Deja v-ai chemat pocăință. Deja v-ai botez. Și nu-i înveți și nu le spui. Păziți tot ce v-a spus. Domnul să ne binecuvânteze. Sângele lui curățește conștiința credinciosului pentru ca el să poată să-i slujească Domnului. Vă întreb eu, dacă Domnul s-a rupat de mintea ta când te pocăiești și mintea ta de mai departe imaginele murda, alcool, fotbalul, distracțiile, puterea le-ai sluji pe Domnul? Nu. Sângele lui, când vii împărăția lui Dumnezeu și devii împărăția lui, Domnul are grijă să-ți curățească conștiința. Și dacă ochii tăi, până atunci au fost întuneric, totul cu Domnul frânt în regime, Dumnezeu face ca ochii tăi să fie lumină. Trupul tău să fie plin de lumină. El curăță conștiința credinciosului pentru ca el să poată să-i slujească lui Dumnezeu. Crezi că poți sluji Dumnezeu tu cu puterea ta? Dacă nu vine el în viața ta, n-ai cum. Și vreau să vă atrag atenția. Fără Dumnezeu nu poți face nici lucru mic, nici lucru mare. Domnul să ne binecuvânteze. Sângele lui sfințește poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu își varsă sângele ca prin moartea pe cruce el și voi să avem ispășire, spălare, curățire, îndepărtarea vinii. Și Domnul să ne binecuvânteze. Sângele lui Hristos deschide credincioșilor calea pentru a veni înaintea lui Dumnezeu. Calea, adevărul și viața era Iisus Hristos. Sângele lui deschide credincioșilor calea pentru a veni la Dumnezeu. Prin moartea lui pe cruce, trupul lui este perdeaua care se rupe în templu în momentul când el își dă Duhul pe cruce, ca tapeteasma din templu se rupe de sus până jos. Perdeaua care este trupul lui se deschide. Și noi avem acces liber în Sfânta Sfintelor, nu cum era înainte, doar mare trei ori de ani, ci nu oricum, cu sânge de animal. Acum avem acces prin calea sângele pe care el l-a vărsat, prin perdeaua care este trupul lui. Și trupul lui ne-a dat acces liber să ajungem în prezența Dumnezeu. Glorificat să-i fie numele. Amin. Sângele lui este o garanție a tuturor promisiunilor noului legământ. Nu crezi în puterea de iertare? Nu crezi în puterea de mântuire? Nu crezi în puterea de sfințire? Fără sângele lui nu se poate realiza nici mântuirea, nici credința, nici pocăința. În urma auzirii cuvântului Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu, care e puterea lui Dumnezeu, pentru mântuirea celui ce crede, produce în tine o foame și o sete după neprihănire. Facă Domnul că foamea asta să ne însoțească pe tot parcursul. Propovăduirea lui Ioan, vreau să mă opresc aici, pentru că aici insist acum, la iertare, la îndepărtare păcatelor. În Marcu 1 cu 4, cuvântul spune așa, a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Atenție! Botezul pocăinței spre Iisus Hristos, a doua zi la Iordan, în pustia iudeii, vine la Ioan. Și Ioan când boteza, s-a duc ei fără să iei învățătorile vremii de atunci, îi puneau întrebări. Ești Ieremia? Ești Ilie? Ești prorocul? Ești Hristosul? Ioan spune, nu! Dar cine ești? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. Nu-ți eu Hristosul, cel ce vine după mine. El e înaintea mea. Da, eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor. El își va curăți ardea cu desăvârșire. Griul îl va strânge în hamar, iar treaba o va arde într-un foc care se stinge. El vine după mine. Și a doua zi, în timp ce el boteza, îl vede pe Iisus pe mine. Ridică ochii și spune ucenicilor care erau acolo. Iată! Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul unii întregi. Eu nu-l cunoșteam! Dar cel ce m-a trimis să botez mi-a zis acela peste care vei vedea
pogorindu-se și oprindu-se, Duhul Sfânt ca un plumbel este cel ce votează cu Duhul Sfânt și cu foc. Aleluia! El și l-ai Eliose Brapovel îți simte aici. Aleluia. Cel ce votează e aici. Aleluia. Ce vrea să te votează și pe tine. Aleluia. Și Ioan face mărturisirea: eu nu te botez. Tu mă botez pe mine, nu eu pe tine. Lasă, Ioane, să împlinim tot ce-i scris. Ce-ai scris, Ioane? Cine vrea, se botează, e mântuit. Iisus Hristos nu era mântuit. E mântuitor. Dar El a venit să împlinească tot ce era scris. Că El va veni să ridice păcatul din veci. Și acolo Iordan, Sfânta Trăim, era prezentă. În apă era Ioan cu Iisus. În momentul în care Iisus iese din apă și în timp ce l-a dat pe Dumnezeu, că a ajuns să facă botezul, s-au deschis cerurile. S-au auzit glasul Tatălui care a zis: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. De El să ascultați. Ce predica Ioan? Predica botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Deoarece, rămânesc clar, dacă nu crezi în puterea de iertare a sângelui Lui, nu capeți iertarea păcatelor. Credința în sângele Lui te curăță de orice păcat. Doar sângele Lui, nu apa botezului. Apa botezului este nu spălare de întinăciuri, ci este mărturisirea unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și a martorilor de jos. Aleluia. Și acum te întreb, în momentul când intri în apa botezului, ce faci de fapt? Te scufunzi! Mor! Împreună cu Iisus! Mor! Cu El împreună și înviezi împreună cu El la o viață nouă și nestricăcioasă. Fără a muri împreună cu El, nu poți avea o viață împreună cu El. Și Domnul să-i ajute ca fiecare de noi să murim împreună cu El. Apa botezului! Să murim împreună cu El! Că primim Duhul Sfânt! Să murim împreună cu El! Când suntem născuți din nou! Domnul să ne binecuvânteze! Amin! În Matei 3:1 în vremea aceea a venit Ioan Mântuitorul și propovădea cu seia iudeii. Matei 3:2 El zicea: pocăiți-vă! Căci împărăția celor este aproape! Acum vreau să dau precizarea aceasta. În Marcu 1:4 precizează botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. În Matei spune botezul propovădea în puterea de pocăiți-vă, căci împărăția, ce înțelegi aici? Nu poți avea iertarea păcatelor fără pocăință, fără credință și fără naștere nouă. Vreau să mă înțelegi foarte clar. Dacă n-ai pocăință, dacă nu te botezi, dacă nu ai naștere din nou, nu poți avea iertare. Iertarea vine în urma pocăinței. În urma nașterii din nou. În urma mărturisirii păcatelor. El își mărturiseau păcatele. Și Ioan ce făcea? Îi boteza. În Iordan. Nu a mers baby, copilași mici. Nu a fost duși. Oamenii maturi își mărturiseau păcatele. Și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. În sensul de bază a termenului pocăință de la metanoia, grecescul care înseamnă întoarcere sau schimbare. Adică trecerea din interiorul întunericului în interiorul Fiului Dragostei. Adică schimbarea stăpânilor. Stăpânul lumii acesteia este diavolul. Și când vii la Dumnezeu, treci în custodia Fiului Dragostei. Amin. În custodia lui Iisus Hristos, care este împăratul Palatului Domnului Domnului, glorificat să-i fie numele. Amin. Mă uit la cuvântul Domnului. Vindecarea săvărogului din Marcul 5. Vreau să vă opresc puțin asupra lui, pentru că noi ușor o pronunțăm, dar vreau să vă spun, acest slăbănoc era de mulți ani acolo. Nu-i păsa nimănui de el. Și vine vreme când este adus în fața lui Iisus. Când le-a văzut Iisus credința, nu la slăbănoc. Asta e frumos. Dacă natura noastră, un bolnav, nu mai poate crede că e prea bolnav. Dar dacă sunt 2, 3, 4 care cred în locul lui. Pentru că ăștia cred!
Dumnezeu face miracol. Face minunea. Uitați-vă aici. Când le-a văzut Iisus credința, nu l-au spus. Slăbănocului, fiule, păcatele îți sunt iertate. Cerți-le pe slăbănoc. Păcatele pun în zile spățire între tine și Dumnezeu. Din cauza că păcatele neînfășoate ne lăsește ușor, mulți suntem slăbănoci astăzi. Și aici în biserică sunt slăbănoci și slăbănoace. Care nu pot să umble, nu pot să creadă păcatul. Pune silul spărțire între Dumnezeu și tine. Dumnezeu vrea acum să auzi cuvintele acestea. Ție-ți poruncesc, a zis slăbănocului, scoală-te! Adică sfatul și du-te acasă. Marcu 2:11. Ție slăbănocule sau slăbănocule, îți poruncesc. Dar te întrebi acum, crezi că Iisus Hristos înaintea poruncii îți va spune, iertate sunt păcatele? N-aștepți cuvintele astea să spună Domnul, ți-ai iertat păcatul, ți-ai iertat vina. Că până nu iartă, nu vine. Să fii foarte clar. Domnul să ne binecuvânteze. Pe Luca 3:3. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurul Iordanului și propovădea botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Ioan mergea prin toată Iudeea, Galileea, prin împrejurii și propovădea botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Și îmi place foarte mult, după cincizecime, Fapte 2:37-38, când Petru se ridică plin de Duhul Sfânt și predica lui mișcă 3.000 de inimi. Petre, în urma acelui predice care spune că noi suntem mari. A ceea ce am văzut cu ochii, am pipăit cu mâinile, am mâncat la masă cu el, aia o pestim. Și în momentul când ăștia aud cuvintele astea, sunt străpuși și strică în plin sobor. Ce să facem, fraților? Aleluia. Și Petru le spune, pocăiți-vă! Aleluia. Și fiecare, 2:38, din voi să fie botezat în numele Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Botezul înapoi spre pocăință. Pocăința absolută este botezul cu Duhul Sfânt. Aleluia. În momentul când ești botez în apă, îl declar tu pe Iisus, Domn și Mântuitor. Dar în momentul când vorbești în alte limbi și ești botezat cu Duhul Sfânt, te declară El proprietatea Lui. Și vreau să spun că atunci când vorbești în alte limbi, vorbești taine cu Dumnezeu. Aleluia. Tu nu știi ce vorbești, dar vorbești cu El taine. Și îl vreau să te asigure că și cuvintele tale au ajuns la tronul Măririi. Și El, pentru că tu ești sincer, pentru că tu vrei să fii descobit, dezlegat, eliberat, mi-a aduc aminte de femeia cârbobă de 18 ani, care era cârbobă, timpul de cârbobă, o ținea și în momentul în care Iisus face lucrarea acestui de sabat, ce spune El? De 18 ani, acest Duh o ținea robă, nu trebuia să o dezleg? Eu am venit ca mâinile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Eu am venit ca cei ce văd să nu vadă. Iar cei ce nu văd să vadă. Și Domnul spune, eu am venit pentru cei păcătoși. Pentru cei bolnavi. Și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Pocăința, iertarea păcatelor și botezul sunt condițiile primordiale pentru primirea Duhului Sfânt. Dacă nu vrei Duhul Sfânt, nu poți să-L primești decât forma asta. Pocăință, pentru că mulți dintre noi, ce te pocăință? Duhul Sfânt, de-aia este Sfânt, că El este Sfânt. Și unde intră El, trebuie să fie Sfânt. Trupul meu, trupul tău. Domnul să le binecuvânteze. Mă voi opri la o singură imagine care mie îmi place mult și nu putea să trec lângă ea. Convertirea lui Pavel. Și mă uit aici la fapte 22:16. Cuvântul Domnului cum spune acolo. Când Anania e trimis de Duhul Sfânt, în casa lui Simon, ca să se roage pentru Pavel, Anania zice, dar nu l-a auzit! De la ăsta! De la ăsta! Ba și aici! Are scrisori de la mai mare preoții, mai mare norodului, că dacă va găsi pe cineva umblând de cana aceasta, de cana dreaptă, să-i lege, să-i ducă la Ierusalim. Și Domnul ce spune? Anania!
care va suferi mult pentru Evanghelie. Și al mie să împotriva și vedea înțelegi și merge acolo pe, în casa lui Simon și acum mai la cuvântul Domnului. Când ajunge în fața lui Saul, îi spunea în cuvintele astea. Și acum, ce să povești? Scoală-te! Primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Și acum, Adrian, Ana, ce să poviți? Aleluia! Scoală-te! Primește botezul și fii spălat de păcatele tale. Domnul vrea să nu mai stai pe loc. Cel ce dă răbală pune mâna pe împărăția cerurilor. Pavel, primește botezul, cheamă numele Domnului. Și știm cu toții că bătălirea lui pe drumul Damascului cu Iisus, Pavel, măcar că vedea, nu vedea. Era dus de doi, avea soț pe loc și trei zile își știe rețeta. Nu mă mâncă, nu bea, postește, se roagă. Și în timp ce postește, se roagă, are revelația. Că un om cu numele Anania vine și își pune mâinile peste el și rugăciunea lui îl va vedea. Și omul ăsta, când are revelația asta, am înțeles eu, că Dumnezeu l-a îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Pentru că n-am iau la întâmplare. Nu-i spune Saul. Frate Pavel, Domnul te-a ales să te facă un vas de cinste. Cu timpul Domnului. Botezul în apă a însoțit propovăduirea Evangheliei de la începutul misiunii bisericii. Botezul în apă este un act de cult folosit în Noul Testament. În Fapte 26:18 Dumnezeu îi dă însărcinarea lui Pavel ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea lui Satana la Dumnezeu și să primească prin credință în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Prin cine capesc iertarea? Prin credința în Iisus! Aleluia! Fără a te crede în Iisus, nu capesc iertare! Iisus este mielul de Paști care adică păcatul lumii întregi. Este omul în care se capete iertarea și mântuirea. Vreau să te întreb. Nu este la sub soare în alt nume. Numele Său este Iisus Hristos. Crezi în puterea de sfințirea Lui? Pentru că prin credința în Iisus Hristos, credința în El, ca pe iertarea de păcate, să primească prin credința în mine iertarea de păcate. Te întreb, nu poți, poți să crezi la, în oricine, în Maria, în Sfinți, în Ilie, nu ca pe iertare. Unul singur a fost mielul de Paști. Unul singur a zis, Tată, în surul cărții este scris pe mine. Mă duc să fac voia ta. Care era voia Domnului? Să dea pe Iisus preț de răscumpărare pentru mine și pentru voi. Iisus a fost dăruit de Tatăl. Preț de răscumpărare. Și El vă spune acum, Tatăl, mi-am dat viața benevol ca să nu pierde nici unul. Mă uit acum la cuvântul Domnului. Iertarea vine prin credința în Hristos care este întemeiată de moartea sa sacrificală. Dacă era doar Betleem și nu era Golgota, zădarnică era credința noastră. Vreau să vă spun, mulți încep cu Domnul și sfârșesc în lume. Și pe mine mă sună zile trecute cineva și aș vrea să te rogi cu mine întâi. Domnul mi-a spus, tu vrei ca Hristos să mai moară odată. Hristos nu mai moare odată. Tu ai trecut de la har din nou la lege, la vârstune începătoare. Prin lege! Legea n-a făcut altceva decât mi-a deschis mintea la păcat. Dar harul și credința mă mântuiesc în Iisus Hristos. Și când auzi mine să mă închis telefonul și atunci i-a spus clar, soție zic, ăsta a părăsit harul. A părăsit credința din cauza legii. Legea nu desăvârșește pe niciun om. Legea nu face un om singur măcar neprihănit, dar legea trebuie păzită cu sfințenie și împlinită. Domnul a spus, eu n-am venit să strec legea și prorocii, ci să o împlinesc, dar mântuirea este doar în credință și har în sângele lui Iisus Hristos. Conceptul central al mântuirii nu se găsește în altcineva, în altceva, decât în sângele lui Iisus Hristos. Acest sânge produce iertarea,
produce vindecarea, o neapă că aștept sânturarea, sângele lui curge, balsamul este pus pe care, o picătură din sângele lui face spălarea în mine pe păcarea. Păcatele îți sunt iertate, zboară-te, ridică-te, ia spatul și umblă. Vreau să spun, pui și tu întrebarea ca acel lepros, dacă vrei, poți. Tu zici, dacă vreau, da, vreau să fiu vindecat. Un lepros s-a înfățișat înaintea lui Iisus Hristos, după ce Iisus Hristos a coborât de pe munte, predica după munte. Și au zis, dacă vrei, poți să mă curățești. Poate tu în locul acesta crezi că Iisus are preferințe. Nu, nu, dacă vii înaintea Lui cu credință, dacă vii înaintea Lui cu pocăință, dacă vii înaintea Lui cu naștere din nou, cere orice vei vrea în numele Lui și El va face, pentru că este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Este Dumnezeu. Crezi că poate să spele păcatul tău? Crezi că poate să îndepărteze vina ta? Sângele Lui spală orice păcat. Dragostea Lui atât de mare! Nu există păcat în lumea asta să-i depășească dragostea. Și El spune, dragostea curată din noastră de o sârpă de de la pocăință. Domnul să ne ajute să fim pocăiți, să facem voia Lui. Amin. Ne ridicăm.